din voi să vă spun bună ziua și bine ați venit în Comuna Apa, la Casa Memorială Vasile Lucaciu, pentru a marca 168 de ani de la nașterea Marelui Vasile Lucaciu. O să am rugămintea ca domnul Felician să ne dea o mână de ajutor, să conducă acest eveniment, să depunem coroane, după care ne vom retrage la Centrul Cultural, unde vom avea un scurt moment artistic, și vor fi câteva alocuțiuni legate de Vasile Lucaciu. Încă o dată vă mulțumesc, domnul Felician. Onorate autorități, dragi prieteni, dragi copii, ziua aceasta pentru Comuna Apa este una solară, cea care a dat cel mai strălucit fiu al acestor locuri și al istoriei neamului nostru. Vom avea un program evocator la Căminul Cultural, care poartă numele unui alt mare fiu al satului, al poetului Emil Matei, dar aici, la Casa Memorială, vom depune câteva gerbe și aș dori ca pentru prima dată să depună o gerbă primăria și Consiliul Local. Domnule primar, începeți anul cu... Eu sunt furtunos, pentru că este o manifestare deosebită și este pe placul localnicilor,
dar județului și al țării. Sunteți prezent întotdeauna. Cum se întâmplă? Spunând Comuna Apa, practic spui Vasile Lucaciu. Având un erou atât de mare, te obligă ca să facem acțiuni, evenimente de genul ăsta. Ne bucurăm pentru că și de această dată în Comuna Apa sunt prezenți foarte mulți oameni de cultură, foarte mulți oameni politici care sunt alături de noi pentru a marca acest eveniment deosebit, 168 de ani de la nașterea lui Vasile Lucaciu. Lucru care ne bucură, dar în același timp ne obligă și pe viitor la evenimente de acest gen. Am văzut că ați dat importanță deosebită casei memoriale. De fapt, festivitatea de deschidere a fost aici și nici nu se putea în altă parte. Populația de aici se simte atrasă de Vasile Lucaciu? Pot să spun că se simte atrasă. Mărturie sunt și prezența atâtor consăteni la acest eveniment. Mai restrâns, dar un eveniment de o însemnătate majoră. Domnule primar, nu vreau să nu se las deoparte, dar văd că faceți lucruri deosebite față de alte localități. Am văzut vis-a-vis de primărie că realizați ceva deosebit. Este o casă care i-ați dat destinație aparte. Într-adevăr, este o casă, o construcție care urmează să aibă o destinație specială, eu zic, care va servi pentru locuitorii acestei comune, o sală de ședință, o sală de stare civilă și ne gândim, așa cum am mai promis, vom face și o expoziție de pictură a lui domnul profesor Nicolae Pop, expoziție ce va avea loc odată cu inaugurarea acelei construcții. Am sperat că va fi gata acea construcție pe 21 ianuarie, să putem cumula aceste evenimente. Din păcate nu s-a reușit, dar în cel mai scurt timp, în 2-3 săptămâni, va fi gata și atunci vă așteptăm din nou la acea expoziție a lui domnul profesor Nicolae Pop, cu care de asemenea ne mândrim. Mulțumesc foarte mult! Și să știți că rămâneți pentru mine și pentru televiziunea de Nord-Vest un primar model. Vă felicit pentru tot ce faceți, să dea Dumnezeu să aveți un an cu bucurii, cu succese și cu împliniri. Vă mulțumesc și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă mai așteptăm. Numai bine. Școala cu nume de erou. Eu vin din satul unde odinioară s-a zămislit din lacrimi sfinte un sol al libertății noastre, doinind în glasul mierele triste. Acum, în cea de sărbătoare, numele lui cu sclipiri de stea va lumina în veșnicie școala mea.
care cuptoarele dacice ale Ardealului sunt mărturii grăitoare și veșnice. Pământul tău e plin de urme, leagăn al străbunilor. Ele strălucesc în adâncuri, chemându-ne, luminându-ne. De aici, din leagănul de ape, de mult s-a ridicat un nume, eroul libertății noastre, pe care școala noastră cu mândrie va purta, iar noi, oștenii ei, exemplul marelui tribun îl vom urma. Culturale, politice în localitatea noastră la acest eveniment. Avem datoria și dorința totodată ca prin astfel de manifestări să păstrăm vie în inimile noastre amintirea eroilor neamului românesc peste an. Aș vrea să nu uităm că peste câteva zile, pe 24 ianuarie, se împlinesc 161 de ani de la Mica Unire, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, visul de peste an al românilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru efortul de a fi astăzi aici, la o sărbătoare de asemenea amploare, și am să dau în continuare cuvântul lui domnului Felician pentru a conduce acest eveniment. Mulțumesc! Aș dori să ascultăm și un punct de vedere științific și pentru asta am să rog pe profesor universitar dr. Claudiu Corumbăceanu, șef de secție la Muzeul Județean Satul Mare, să mă adresez la profesor. În primul rând vreau și eu să vă mulțumesc pentru onoarea de a fi și anul acesta alături de dumneavoastră. Devine o tradiție care, într-adevăr, trebuie să o păstrăm și pe viitor. Sigur, nu am să vă spun multe lucruri despre cine a fost Vasile Lucaciu, pentru că sunt convins că nici nu știu ce aș putea să vă mai spun în plus față de ceea ce cunoașteți dumneavoastră. Sigur, ziua de naștere a lui Vasile Lucaciu, un pic am devansat-o, este mâine 22 ianuarie, dar eu aș vrea să scot altceva în evidență. Poate să-mi spuneți că vorbesc un manual de bune practici, n-am intenția asta. Dar nu trebuie să neglijăm moștenirea culturală pe care ne-a lăsat-o Vasile Lucaciu. Anul acesta sper să finalizez, adică trebuie să finalizez un proiect câștigat pe programul centenar finanțat de Ministerul Culturii, care se intitulează tocmai în acest sens moștenirea culturală Vasile Lucaciu, pentru că ascultând aceste versuri minunate interpretate de acești copii deosebit de frumoși, Doina lui Lucaciu, este iată-și un exemplu din ceea ce putem numi moștenirea Vasile Lucaciu. Sigur, am ascultat o variantă inițială, apoi prelucrată și adusă dusă, dacă vreți, în casele tuturor de regretatul cantautor Emilia Monciu. Este un cânt în care, așa cum spunea și domnul învățător Radu Viorel, din păcate se cam uită încet. Nu ar trebui să se întâmple acest lucru. De ce spune moștenirea Vasile Lucaciu? Odată cu trecerea sa la cele veșnice, și dacă vreți, chiar începând cu procesiunea de la Satul Mare, poate cu moartea sa și până la Șișești, care întâmplător sau nu
Providența știe, a avut loc chiar pe 1 decembrie, la 1 decembrie 1922. Știți tot traseul, domnul învățător a avut grijă ca cei din APA să fie tot timpul la curent cu noutățile istoriografice. Pornirea din satul mare, staționarea în gare a APA, apoi drumul pe care știți până la Șișești, cu o prezență remarcabilă, începând de la primul ministru Ionice Brădeanu, Octavian Goga și alți înalți demnitari. Șișeștiul a devenit un loc de procesiune odată cu trecerea sa la cele veșnice. Se spune că o personalitate trebuie să treacă neant ca să devină apreciată și cunoscută. Să știți că la Lukaciu, în cazul Vasile Lukaciu, cred că n-a stat într-un tot așa. Deoarece el a fost respectat și venerat întreaga sa existență, chiar dacă a fost și episoade puțin mai triste, dacă ne gândim procese, întemnițări, maltratări. A avut chiar șansa, onoarea, pe vremea respectivă, să se plimbe în satul mare pe o stradă ce purta numele, adică la strada Corea, inițial pusese numele de strada Dr. Vasile Lukaciu. Sunt instituții care poartă numele, mă refer la instituții de învățământ, sunt localități, Lukaciu, cești care poartă numele, au fost societăți culturale și mă gândesc în primul rând la Reuniunea de Muzici și Cântări Vasile Lukaciu, care a fost o mare cinste, numele său fiind purtat nu doar pe meleagurile României, ci și în străinătate și amintesc un concert extraordinar la Ateneu și transmis de radio București în 1937 în eter, în direct, live, cum am spune noi astăzi, o premieră deosebită, am făcut toate eforturile să recupereze înregistrarea, din păcate s-a pierdut, poate cine știe, o șansă în viitor să o descoperim total întâmplător, căci altfel nu mai avem posibilitatea. Și iată că astăzi noi avem datoria să ne îngrijim de acest nume și să-l punem în valoare. Acum, în urmă cu 3 ani, am organizat la Satul Mare, cum Felician Pop știe mai bine, o școală de vară împreună cu Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai, adresată profesorilor de istorie români din diaspora, începând de la Voievodina, Ungaria, Bucovina, Herța, Basarabia. Au fost peste 50 de profesori, alături de foarte multe cadre de la universitate și în frunte cu președintele Academiei Ioan Aurel Pop. Și am organizat o excursie, atunci mi-a venit ideea, pe urmele lui Vasile Lukaciu, poposind, bineînțeles, și la APA. Un an mai târziu, în cadrul anului centenar, când am emis și medalia centenară cu imaginea eroului nostru, Vasile Lukaciu, am organizat o nouă acțiune similară, o sesiune de tineri istorici împreună cu academicianul Ionică Bolovan. Și după popasul de la APA, am plecat împreună la Șișești, unde iarăși, o lume mai multe acțiuni, am fost așteptat de părintele paroc de acolo, au putut să viziteze casa, muzeu, biserica, cripta, lucru care sigur i-au impresionat. Da. Deloc întâmplător, probabil, ajungând acasă, deschid televizorul și văd pe TVR2 filmul realizat de Ilia Cosmologin, dedicat eroului Vasile Lukaciu. Deci, atunci că putem face o serie întreagă de acțiuni prin care memoria să rămână vie. În calitate mai mult de profesor, cu învățătoarele pe care le-am cursul la pedagogie, am organizat un plan tematic de o astfel de excursie de o zi pe urmele lui Vasile Lukaciu, pornind din Satul Mare sau de oriunde din județ, cu popas la APA, Șișești și întoarcerea în fața statuii Vasile Lukaciu. Că vorbeam de moștenire, iată că în județ, nu știu exact câte plăci, busturi, sigur și nu în ultimul rând, impunătoarea statuie pe care o avem în fața hotelului cea mai rămas din el, Dacia, inaugurată la 13 decembrie 1936, o lucrare arhitecturală extraordinară. Deci, iată încă un element care ne amintește de părintele Vasile Lukaciu. Mai vorbim despre lucrări de artă, tablou realizat de Aurel Pop, la comanda Reuniunii de Muzică și Cântări Vasile Lukaciu. Sigur că în jurul statului au fost mai multe proiecte, dispute, nu vreau să intru acum în detalii. Chiar și Aurel Pop pregătise o schiță pentru statuie, dar comisia respectivă a ales statuia pe care dumneavoastră o știți, realizată de Cornelu Medea la uzinele Malaxa din București, a fost turnată. Ea însă și-a avut o peripeție, o istorie în 1940, când
a fost transportată cu trenul pentru a fi salvată la Lugoj, de acolo a mai staționat în București, la Alba Iulia, în fine, în 1968 este readusă, un lucru remarcabil. Am plasat-o în fața muzeului și apoi după 1990 repusă pe locul inițial. Ceremonia din 13 decembrie, dacă aveți curiozitatea, mai citiți în ceea ce mai publicăm, mai scriem și noi, a fost una extraordinară, pe cer a survolat un avion, de asemenea a fost transmisă de postul de radio național și, sigur, la baza sa se află săculeți cu pământ din cele mai reprezentative și importante locații istorice din România. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și mă bucur de faptul că antrenați în fiecare an copiii în acest eveniment și lucrurile ar trebui să meargă în fiecare an mai departe. Vă mulțumesc mult de tot! Acum aș vrea pe învățătorul, știe toată lumea, Radu Viorel, omul care păstrează flacăra aceasta a moștenirii lui Vasile Lucanciu și sunt sigur că și de data aceasta va veni câteva lucruri inedite. Onorată asistență, stimat auditoriu, mă bucur că se organizează astfel de evenimente la voi în Căminul Cultural. Nu trebuie să uităm niciodată, cel puțin noi apenii, despre viața, activitatea politică a marelui luptător Vasile Lucaciu. Dar aș preciza și aș puncta două puncte foarte importante. Am mai spus-o și bine să o spun de mai multe ori. APA, în 1939, a avut fericită ocazie de a se descoperi un depozit de bronzuri, în 1939, format din 5 piese. Dar să nu uităm că, la nivel de Europa, în Grecia și până în peninsula scandinavică, au fost găsite numai 20 de piese din epoca bronzului. De asemenea, aș vrea să punctez și faptul că prima testare documentară a localității APA este în 1215, s-a marcat în 2015 cu o placă comemorativă pe școală. Iar punctul cel mai frumos este și data de 22 ianuarie 1852, când Vasile Lucaciu vede lumina zilei, cum spune eu de fiecare dată, pe malul drept al râului Seinel, loc marcat cu o piatră, unde este scris că și tatăl lui Mihai Lucaciu a fost cantor docinte aici la noi în sat timp de 12 ani, 1846-1858. S-au spus multe despre Vasile Lucaciu, se scriu multe, dar cum îi spuneam și domnului profesor Pomoceanu Claudiu, dacă stai să scormonești totul despre Vasile Lucaciu, întotdeauna găsești ceva nou. Și aș vrea să punctez câteva lucruri legate de descrierea acestui mare luptător. Natura a săpat cu o neîntrecută maestrie semnele voinței și ale energiei, însușirile blândeței și ale bunătății. Maestatea patriciană, senimitatea consulului, impetuozitatea tribunului roman erou, într-o perfectă armonie, întrunite în făptura popei Lucaciu. Așa se spune în acea vreme. De asemenea, vreau să mai spun că era de o frumusețe deosebită. Și dacă îl vedeai pe stradă mergând, toți întorceau capul ca să-l vadă. Trebuie să fie cineva, spuneau alții, atât de expresivă și deosebită era figura lui. Vasile Lucaciu era cel mai plastic document al originii noastre latine. Tăiat dintr-o bucată și ca fire și ca trup, Vasile Lucaciu era cel mai apric și mai vânjos purtător al dreptului revendicărilor noastre naționale. Am pregătit foarte multe, dar nu vreau să vă plictisesc. Vreau să arăt ceva inedit.
În ce sens? Uitați-vă cum arăta el, noi știm o altă figură, uitați-vă cum arăta Vasile Lukaciu în anii tinereții. De o frumusețe deosebită. De aceea și oamenii din APA spuneau că atunci când îl vedeau în satul mare pe actuala stradă Calea Traian, de departe se știa că este părintele Lukaciu. Oamenii bătrâni mi-au povestit acest fapt. După aceea, am fost ieri la Săin, la Cabinetul de Informatică Turistică, și le-am dat și lor această poză, unde Vasile Lukaciu, prieten foarte bun cu Alexiu Berindei, protopop greco-catolic în Săin, o poză inedită. Le-am dat și lor un astfel de exemplar. După cum spuneam, Vasile Lukaciu, din câte știu eu, pentru că am fost la Șișe și am cercetat și am vorbit foarte mult acolo cu oamenii, cu dască de acolo, și a neglijat foarte mult familia, să știți. În ce sens? Epaminonda Lukaciu, la vârsta de 16 ani, când era student, a fost văzut cu bocancul rupt, degetul mare se vedea prin bocanc. Am vorbit și cu părintele paroh de la Șișești. Spunea că Vasile Lukaciu și-a neglijat familia, inclusiv pe soția, nu ieșea poate chiar două, trei luni din casă de rușine că nu avea ce să îmbrace, să fie totuși o adevărată preoteasă. Și acei bani care câștiga el în acele vremuri, cui credeți că îi dădea? Copiilor săraci. Deci el își neglija propria lui familie pentru copiii săraci și nevoiași. M-aș opri aici, că nu e o zi prea lungă, să nu se spună multe despre el, dar să dăm curs mai departe evenimentului. Vă mulțumesc! Sigur, despre Vasile Lukaciu, antevorbitorii mei au spus esențiale. Ce ar mai fi de adăugat este paradigma, lecția pe care acest mare român i-a dat un om. Ce îi lipsea omului acesta? Era tânăr, în putere, și om. Își lase doctoratul la Roma, ar fi putut alege o carieră fulminantă în Vechiul Imperiu Austro-Ungar. Dar poate n-au și întrebat prietenii. De ce nu îți vezi de treabă, omule? Ai familie, ai copii. Nu vezi că te bagi într-o luptă unde nu ai decât de pierdut? Gândiți-vă doar la faptul că a fost condamnat odată pentru ultraj la 4 luni de închisoare. Nici bine nu i-a venit condamnarea. I-a venit și condamnarea de la memorandum. Cea mai mare condamnare, 5 ani de închisoare. Ce om ar fi rezistat? Ce om ar fi zis, domnule, lupta mea și jertfa mea e în zadar? Și mai gândiți-vă încă la un lucru. Anume că dacă omul acesta, cu inima atât de uriașă, nu ar fi rămas pe metereze, noi astăzi nu știu ce limbă am fi vorbit aici. Asta trebuie să ne gândim în primul rând. Apoi, Vasile Lukaciu, preot greco-catolic, a fost și un vizionar. În timpul procesului de la Satul Mare, el a spus o frază care va deveni apoi emblematică. Orice veți face voi mie aici, încă eu voi cuvânta în dieta de la București. Deci în Parlamentul de la București. Deci omul acesta cu un sfert de veac înainte de unire a văzut în timp lupta lui are un scop. Că jertfa lui are un scop. L-au intimidat, l-au bătut în pușcărie.
văzut că nu ține, au zis hai să-l ademenim și i-au propus un loc în Ministerul Învățământului de Budapesta. Cred că a zice că l-a refuzat și a preferat să sufere mai departe și a preferat să jertească, așa cum spunea și Viorel, puținii bani pe care îi avea pentru propășirea neamului său. Și îmi vin în minte acum alți politici, și anume Brătieri. Întâmplarea a făcut ca, într-un moment trist al existenței lor, lui, Brătianu să fi fost la catafalcul lui Vasile Lucaciu. Brătienii au fost oameni care și-au dat averea pentru țara aceasta. Astăzi, politicienii noștri sunt gata să-și dea țara doar să-și protejeze averile. Asta e diferența. Și atunci ne întrebăm, ce s-a întâmplat cu noi în 100 de ani? Unde sunt oamenii aceștia, ca Lucaciu, ca Brătianu? Oamenii aceștia dârși? Oare noi, epigonii din ziua de azi, mai avem, am avea puterea aceasta? Mulți politicieni, atunci când se cântă imnul, pun mâna la inimă, da? Dar trebuie câți ar coborâ-o la buzunar ca să facă ceva pentru neamul acesta, pentru țara aceasta. Și noi, trăitorii clipei de acum, sigur că îi suntem datori lui Vasile Lucaciu, măcar pentru lecția asta uriașă de demnitate și de drăzenie. Și faptul că atunci când într-o bătălie, așa cum a anunțat, pentru că toată viața lui a fost o bătălie, tu nu te înclini niciodată și învingi, iată, aceasta este raza speranței. Eu sunt sigur că la 70 de ani când a murit, Vasile Lucaciu a fost un om fericit. Pentru că a fost unul dintre foarte puțini muritori care și-a văzut împlinit visul vieții lui. E mare lucru, oameni buni, ca în viața asta noastră muritoare să putem avea un astfel de vis, cum a avut Vasile Lucaciu. Să-l împlinim și să fim parte a acelui vis. Și visul acela, noi ar trebui să-l ducem mai departe și să nu transformăm într-un coșmar. Și moștenirea de care vorbea Claudiu al lui Vasile Lucaciu este una esențială pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru ceea ce suntem. Și câtă parte din inima noastră va fi imaginea aceasta solară, luminoasă și fierbinte a lui Vasile Lucaciu, atâta vom fi oameni și atâta vom fi români. Și îmi vine în minte acum cuvintele lui Inocent de Mico Klein, care se potrivesc foarte bine lui Vasile Lucaciu, care spunea, de mă veți tăia, eu am săcat pe rădăcinile mele și am să înviu. Și astăzi noi îl înviem aici, pe Vasile Lucaciu. Acum l-aș dori pe Ion Ticu Sărăjan, de la Cenacul la Firmarea, care a pregătit o poezie pentru aceste lucruri. Nici
și o jertfă nu e în zadar. Tu mai ridică glasul încă o dată și spune tot ce mai e de spus, să se audă azi în lumea toată, că steaua noastră totuși n-a pus. Și bate clopotul din ora afară și nu e tangă peste de bote, căci lașișești în piesă facă groapa. Un trup în mormântă și nu crezi, oai poritul de libertate, iar temnițele poate se deschid. Și te-ai luptat ca frate lângă frate, să fie pentru patrie un zi. Ai obosit, bătii, ai obosit, căci veacurilor tu le-ai dus povara. Și iată-te, acum adormit, de când românii trejerește țara. Tu mai ridică glasul încă o dată și spune de tot ce mai e de spus, să se audă azi în lumea toată, că steaua noastră totuși n-a pus. Și bate clopotul din ora afa și nu e dat cât vesel de botez, căci lașișești în fiesă bată groapa. Iar acum pe lac
cobora cerul pe ape. Eu roată când vorbeam, mergeau munții aproape, lunărea vorbea și ea, și sticlin cotrul ca vara, râul tresării din somn, din carboată, Frâncuța. Striga roată, Frâncu țara, noi îl vrem pe Cusador. Porta aici cuvântul trebuie despre lună și dreptate, viața țării e ceea ce este și cu siguranță și pentru ceea ce va fi de acum înainte. Vă mulțumim, dragi oameni buni, și aș dori ca în final că domnul primar a deschis această frumoasă manifestare, tot domnia să se încheie și îi mulțumim pentru invitație și pentru faptul că ne-a dat prilejul să aducem un omagiu din atâtea și atâtea generații diferite. Suntem oameni de toate vârstele, pe care trebuie să avem o singură iubire. Una sinceră. Anume, iubirea ce este țara aceasta. Tot Adrian Lupescu scria la ziarul Informația Zilei, la aniversarea lui Mihai Eminescu, un lucru să nu uitați, oameni buni. Poezia ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Mihai Eminescu a scris-o la vârsta de 16 ani. Iată, și acel Eminescu, ca și Lucaciu, au văzut cu zeci de ani înainte unde va ajunge țara aceasta. Și noi trebuie să facem decât să împlinim visul acelui tânăr de 16 ani,
a lui Mihai Eminescu. Țara mea de glorie, țara mea de dor. Și să ne iubim țara așa cum ne iubim pe noi înșine, pentru că noi suntem țara. Și fără țară ar putea să ne spune bădia lui Caciu mai multe. Fără țară suntem în inimă lui. Pentru că spuneam eu într-un vers, chiar și cei care pleacă, noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Mulțumesc. Domnule! Nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care v-am promadă și a fost alături de noi la această manifestare. Mulțumesc și doamnei director pentru minunatea elevii de școli gimnaziale Vasile Lucaciu. Se mulțumesc acestui elev, artist, nu știu cum să-l numesc, Adrian Lupescu, pentru frumoasa, pentru frumoasa surpriză pe care ne-a făcut-o, și versuri minunate. În mod special domnului Feliceanu, Felicea, care s-a implicat, să zic, în acest eveniment mai mult poate decât ne-am așteptat noi. Într-un cuvânt, vă mulțumesc tuturor și să mai rămâneți la par de apă, la o cafea, la un cozonac. Mulțumim și mai departe! The city,